Un magazin din centrul Bacăului a fost prădat în plină zi, iar metoda adoptată de hoț a fost cea a ascunderii bunului furat pe sub haine. A intrat în magazin și s-a arătat interesat de cumpărarea unei perechi de pantaloni 3 sferturi. A sucit marfa expusă pe toate părțile, ba chiar a plecat și a revenit în magazin. Până la urmă a ochit o pereche și cum i se potrivea, s-a decis că o va avea, doar că nu a plătit pentru ea. Profitând de faptul că vânzătoarele nu erau atente, a împăturit pantalonii și i-a ascuns sub haine. Ghinionul lui a făcut ca în spatele său să fie o cameră de supraveghere care i-a înregistrat toți pașii. Proprietarul magazinului a făcut plângere la poliție, iar unul dintre oamenii legii l-ar fi recunoscut pe hoț drept client mai vechi. Tânărul a fost reținut luni după amiază și dus de explicații la secția 2.